Îngrijorați de amploarea pe care a luat-o fenomenul de descărcare de pe internet de către copii a diverselor jocuri, polițiștii nemțeni au decis intensificarea acțiunilor de prevenire. În cursul acestei săptămâni, zeci de polițiști au mers în școli pentru a se întâlni cu elevii mai mici sau mai mari pentru a le explica în cadrul săptămânii de prevenire a criminalității care sunt riscurile care pot apărea în cazul în care navighează nesupravegheați pe internet. În cadrul evenimentului național Săptămâna Prevenirii Criminalității, polițiștii nemțeni sunt alături de elevii unităților școlare de pe raza județului Neamț în aceste zile, cu atât mai mult cu cât data de 4 și 5 aprilie este dedicată siguranței în mediul online. Astfel, aceștia sunt consiliați pentru prevenirea victimizărilor în cazul infracțiunilor cibernetice, cu accent pe prevenirea pornografiei infantile și a traficului de persoane. Totodată au fost conștientizarea riscurilor la care tinerii sunt expuși în momentul în care accesează site-uri neautorizate sau jocuri care pot determina autoagresiuni. În toate școlile din județ s-au desfășurat în această săptămână acțiuni de conștientizare a elevilor privind riscurile pe care le presupune navigarea fără discernământ pe internet, atât în ceea ce privește psihicul celor mici, dar și în ceea ce privește riscul de a fi raculați de tot felul de proxeneți, orice copil putând cădea victimă traficului de carne vie. La aceste acțiuni participând atât polițiștii de prevenire și cei din cadrul structurilor de proximitate și ordine publică. În Roman, la câte astfel de acțiuni s-a participat? În cursul zilei de ieri, polițiștii de prevenire au fost prezenți în comuna Ștefan cel Mare, unde a fost desfășurată o activitate de informare. Circa 100 de elevi au fost consiliați de polițiști pentru prevenirea victimizării lor. Și în etapa următoare, numai la Ștefan cel Mare s-a organizat, la Roman, nu? Nu. Eu am punctat aici pe activitatea cea mai amplă, să zic așa, cu cei mai mulți elevi. Am zis, în cazul celor două zile, în funcție de organizarea colegilor pe unitățile școlare au fost expune aceste informații tinerilor prin intermediul polițiștilor de ordine publică și de proximitate. Întâlnirile de acest tip se vor desfășura pe parcursul întregii săptămâni, dar și în etapa următoare vor avea loc și acțiuni de prevenire a violenței domestice și acțiuni privind siguranța rutieră.